Este nevoie acută de sânge. Centrul de transfuzie sanguină din Târgu Jiu organizează așadar sâmbătă, 21 noiembrie, un program special de donare între orele 8 și 11 la sediul instituției. Reprezentanții acestei instituții susțin că grupele AB pozitiv, A2 RH negativ și 0 cu RH negativ sunt deficitare în acest moment. Gorjenii care nu au timp să doneze în timpul săptămânii, dar își doresc să ofere o șansă la viață și să doneze sânge, o pot face sâmbătă 21 noiembrie. Nu va mai fi așa cum am obișnuit populația județului Gorj ultima sâmbătă din lună, fiindcă se cuplează cu acele zile libere de Sfântul Andrei de 1 decembrie și am văzut din experiență că atunci când sunt sărbători și lumea pleacă bucurându-se de aceste mini-concedii, nu se prezintă într-un număr crescut la centru și atunci am devansat cu o săptămână înainte, am mediatizat această schimbare, i-am anunțat și pe colaboratorii noștri, acești bloodfluencer, cum le spunem noi, cei care ne ajută și ne sprijină de fiecare dată încercând să promoveze donarea. Este nevoie de sânge, în special grupele AB pozitiv, A2 RH negativ și 0 RH negativ. Îi rugăm să vină să ne ajute la refacerea stocului de sânge care este de deficitar atât la nivelul județului Gorj, în special pe grupele AB pozitiv, A2 RH negativ și 0 RH negativ, unde suntem deja într-o situație critică. Îi așteptăm inclusiv în cursul zilei de sâmbătă cu program normal de donare. Sâmbătă 21 noiembrie, donarea se poate face între orele 8-11 la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu.